Vă salut, dragi prieteni grădinari, mai mici, mai mari. Astăzi plantăm două legume foarte importante în orice gospodărie și în orice bucătărie. Usturoiul și cartoful. O să le asociez, adică le pun în același strat. O să vă explic pe parcursul filmărilor de ce fac asta. E început de noiembrie. E momentul în care se știe că se plantează usturoiul. Dar știți ce am observat în legătură cu cartoful? De câte ori am avut un strat cu cartofi, în anul următor și la 2 ani după aceea, poate și mai târziu, au apărut noi mlădițe de cartofi, noi plante de cartofi. Ceea ce înseamnă că din cartofii pe care i-am uitat prin pământ, au germinat plante noi. Deci, cartofii rezistă foarte bine în sol. Și m-am gândit, de ce să nu fac asta de toamna, astfel încât la primăvară ei să răsară mai devreme și să avem cartofi timpurii. Sunt grădinari care practică asta cu regularitate și chiar ne învață că de Sfântul Dumitru se plantează acești cartofi. Eu n-am ieșit în grădină de Sfântul Dumitru. O să-i plantez astăzi, la început de noiembrie, vremea încă este bună, călduroasă, nu plouă, măcar de-ar ploua un pic. Toate condițiile sunt bune, să ne apucăm de treabă. O să mă asigur că pământul este bine mărunțit. Se poate face asta și cu o săpăligă. Eu am un instrument special care sparge toți bulgării de pământ care mai există și chiar amestecă foarte bine și pământul cu resturile de mulci pe care le-am folosit în vară în acest strat. Mulciul este materialul cu care acoperim solul în vederea obținerii de multiple beneficii pentru plante și pentru sol. Am aici niște compost pe care l-am cernut și l-am pregătit din timp ca să-l am pentru momente speciale, cum e ăsta. Compostul este un amestec organic rezultat din descompunerea materiei vegetale și este foarte bogat în nutrienți pentru plante și în organisme benefice care măresc fertilitatea solului. Acoperim cam 2 cm. Pun usturoiul pe margine pentru că nu vreau să fie prea aproape de cartof. Pe de altă parte, îl pun înspre sud, cartoful va fi spre nord și astfel nu va umbri niciodată usturoiul. Știm că usturoiului nu-i prea place compania. Nu o să-l intercalez cu alte plante. O să-i las un rând numai pentru el. Dar în apropierea lui va fi cartoful. Usturoiul are un miros foarte puternic și uleiuri volatile care nu-i plac deloc gândacului de Colorado. Și sper ca prin această asociere favorabilă să nu mai apară gândac de Colorado. Bun, am pregătit, acum facem un șanț pentru plantarea usturoiului. Folosesc dosul acestei greble. Împing și trag pământul și foarte ușor realizez acest șanț cam de 4 cm 5 adâncime în care voi planta usturoiul. Desfac câte un cățel. Este un usturoi cu căței foarte mari. E bine să fie mari când îi plantăm. Desfac câte un usturoi de aici și îl pun în pământ. Nu îl îndesc foarte tare pentru că va avea deasupra suficient sol. Și
îl așez la 10 cm distanță unul de altul. Nu vreau să fie o cultură intensivă. Mai am un strat de usturoi în altă parte. Pe acesta îl pun special pentru a proteja cartoful. Cred că 3 căței îmi ajung. 3 căpățâni, scuze. Căpățâni. Deci asta mare așa. Asta e căpățâna. Iar cățelul este acesta. Bineînțeles, îl punem cu partea plată în jos. Și cu partea ascuțită are chiar așa un moț, ca un fel de început de frunzuliță. Îl punem în sus. Îi pun pe cei mai mari ca să iasă și căpățânile mari. Să sperăm că va fi un an mai bun anul viitor, că anul ăsta tare ne-a mai chinuit. Când a plouat prea mult, când n-a plouat deloc, acum nici nu mai știu de când n-a mai plouat. Când am cules ghebele, plouase cu 2 zile înainte. După aceea, dacă n-a mai plouat, nici n-a mai găsit. Trebuia să mă duc să ud prin pădure sau ce să fac ca să mai apară bietele. Uite, astea sunt stricate. Nu le pun. Ăsta are coaja spartă, nu-l pun. Să aibă coaja asta întreagă și să nu cumva să fie stricate. Gata! Am terminat. Acum vin și acopăr înapoi, trag frumos cu mâna compostul. Uite așa. Și să trecem acum la cartofi. Zilele trecute am cernut compostul cel mai vechi. Partea fină am pus-o la păstrare pentru răsadurile din primăvară, iar partea grosieră, ce s-a ales în fața sitei, am pus-o într-o roabă, iar de acolo, sub formă de grămezi, în rândul unde voi planta cartofii. O să fac acum câte o groapă în fiecare cuib pe care l-am prevăzut și apoi o să așezăm cartofii. Și acum pregătim cartofii, pentru că sunt prea mari. Nu am găsit, de fapt ăștia sunt cartofii pe care i-am. Nu m-am dus să caut alții. O să-i tai în două. Am cartofi albi și cartofi roz. Cei roz sunt buni așa. Pe cei albi o să-i tai în două, urmărind să aibă noduri din astea de unde vor da lăstarii în ambele jumătăți. Deci, tăiem cartoful în două. Și ce mai fac? Îl dau prin cenușă cu zona tăiată. Am fost și am luat cenușă din vatra în care am făcut duminică un grătar. Era uscată, bună. Îi dăm bine cu cenușă ca să-i ferim de putregai. Așa facem cu toți, jumătăți, jumătăți. O să pun câte 2 cartofi într-o groapă, unul alb, unul roz, dar nu foarte apropiați.
practic ar veni cam la 25 de centimetri distanță unul de altul toți cartofii. Hai la treabă! Cenușa are o mulțime de elemente benefice dezvoltării plantelor. Calciu, magneziu, potasiu, fosfor. Așa că nu strică să mai împrăștiem pe sol ce a rămas îngăleată. Urmează acum să ne ocupăm de plăpumioara călduroasă pentru iarnă. Avem aici frunze uscate, tocate și puțină iarbă. Combinația ideală pentru primul strat de mulci. Această păturică de frunze și iarbă sau mulciul protejează solul de eroziunea datorată vânturilor și ploilor specifice sezonului rece și reduce compactarea pământului cauzată de greutatea zăpezii. Stratul de mulci constituie sursa de hrană pentru microorganismele benefice din sol și pentru râme. Așa cum vă spuneam mai devreme, pe aici, pe la noi, n-a plouat de mult. Așa că pasul următor este să udăm. Să udăm chiar bine, ca să poată usturoiul să rădăcineze foarte bine. Ca să aibă rădăcini puternice, să crească mare și frumos. Mai avem o singură etapă și gata. Plăpumioara călduroasă nu e gata dacă nu punem și niște paie. Ăsta e ultimul strat. O să țină de cald foarte bine și usturoiul cu siguranță va reuși să pătrundă prin el. O să mă uit la primăvară cum răsare cartoful. Dacă simt că nu o să poată răsări prin paie, pur și simplu le dau la o parte. N-ar fi asta o problemă. Și o să mai fac ceva. După ce răsare cartoful frumos, o să încep să mulcesc în continuare. Cu compost, cu paie. Cu compost, cu paie. Și o să facem așa un fel de bilon din paie și compost pentru a oferi cartofilor ceea ce au nevoie, adică hrană multă, 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 și pentru a-i proteja de gândacul de Colorado, voi mai folosi două flori companion, gălbenelele și crăițele. Le voi planta câte una pe partea cealaltă, dincolo de cartofi, și împreună vor arăta extraordinar și vor face și treabă. Asta sper să se întâmple, da? E un experiment, vom vedea cum va fi până la capăt. Pun repede paile. Acum împrăștiem într-un strat generos ca să țină de cald la iarnă. Cam 10 cm ar trebui să aibă după presare. Ele se mai lasă, acum sunt pufoase. Paiele se descompun foarte bine. Bacteriile își fac treaba foarte bine. Putem să mai ajutăm și noi cu bacterii suplimentare, că se găsesc acum la bidon o mulțime de firme oferă ajutoare pentru grădinile noastre organice, ceea ce este foarte bine. Doar puțin le mai ud ca să nu le ia vântul. Puțin așa la suprafață.
Om trăi și om vedea. Dar n-are ce să fie rău. Dacă vreți să urmăriți experimentul meu în continuare, nu uitați să dați subscribe. Dacă vă place ce ați văzut, un like, un share, nu strică. Să fim cu toții sănătoși și să ne revedem cu bine!